tuturor. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele de astăzi. Pentru a ne întâlni, am considerat că la astfel de întâlnire... Haideți să... Haideți aici. Haideți. E loc aici. Aveți loc aici. Spuneam că era o importantă întâlnire și cu dumneavoastră. Cred că sunteți persoane care aveți un contact direct cu pacienții, fie că vorbim de mama care stă cu copilul bolnav în brațe, fie că vorbim de omul care muncește și se grăbește pentru că trebuie să ajungă la muncă, fie că mai vorbim de persoane care poate nu au neapărat o problemă de sănătate, dar au nevoie de cineva cu care să mai stea de vorba. Nu e că vreau să vă confățimesc, dar chiar vă admir și vă respect pentru că sunteți niște profesioniști în domeniul dumneavoastră. Și mă bucur că în Roman avem și această categorie de medici profesioniști. În cursul acestei săptămâni am avut o întâlnire și cu conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman și cu medicii specialiști din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Dar vreau să vă asigur că Primăria Municipiului Roman are toată deschiderea și își dorește ca toate activitățile medicale din Municipiul Roman să fie cunoscute și de aceea chiar vreau să cunosc și problemele cu care vă confruntați dumneavoastră și în măsura posibilităților să vă putem ajuta. Toate domeniile sunt importante, însă consider că sănătatea și educația, cel puțin în opinia mea, sunt cele mai importante și de aceea v-am și invitat astăzi aici să dialogăm, să comunicăm, să vedem care ar fi problemele cu care vă confruntați și în ce măsură autoritatea publică locală vă poate sprijini în desfășurarea activității dumneavoastră. De aceea, dorindu-mi să fie un dialog, am să vă invit pe fiecare să vă prezentați și punctual să ne spuneți care ar fi problemele care țin de autoritatea publică locală și noi să identificăm soluții pentru rezolvarea acestora. Vă mulțumesc mult! Și am să începem din acea parte. Vă rog să deschideți microfonul, să se audă și pentru presă. Sunt doctorița Bica, vicepreședinte la Patronatul Medicilor de Familie. Eu nu am cabinet în Roman, dar ca reprezentant al medicilor de familie am venit la această întâlnire și vă mulțumim pentru că e una din puținele întâlniri în care primăria locală ne invită și pe noi ca medici de familie la o discuție. În Roman sunt 30 de cabinete de medicină de familie. Numărul acestor cabinete a scăzut de la an la an. Ele au fost la un moment dat 42 de cabinete și în fiecare an sunt tot mai puține. Anul trecut au fost 34 de contracte cu Casa de Sănătate. Anul acesta am numărat azi dimineață pe site-ul Casei Naționale, Casei Naț, sunt numai 30 de contracte. Deci și la nivelul medicinii de familie se constată acea plecare a medicilor. Se datorează în principal finanțării defectuoase și slabe a medicinii de familie. Medicina de familie, în general, anul trecut, în întreaga țară, a acordat servicii medicale în proporție de 70% din întregul pachet de servicii medicale decernate de Casa de Sănătate. Deci, cabinetele de medicină de familie realizează un volum mare de activitate medicală, ceea ce nu se vede și în finanțarea acestor unități. E adevărat, cabinetele de medicină de familie sunt în totalitate, 100% private, astfel încât intervenția autorităților locale poate fi într-o măsură mai mică din punct de vedere a beneficiilor financiare la nivelul acestor unități, așa cum este la nivelul spitalelor. Dar și autoritățile locale se pot angaja în anumite facilități acordate acestor cabinete, astfel încât numărul lor să nu scadă, să ajungem, cum sunt în unele localități, că lipsesc medicii cu desăvârșire. Ce ne-am gândit noi ca și ajutor față de aceste cabinete ar fi o reducere a impozitelor și taxelor locale care sunt percepute la nivelul cabinetelor. Impozite care sunt la clădirile care sunt în proprietatea cabinetului sau chirii, concesiuni, care sunt cei care sunt, nu au cumprat spațiile respective. De asemenea, în clădirile care sunt compacte, unde funcționează mai multe cabinete, nu toate sunt achiziționate de medici, unii sunt în chirie, iar alte spații sunt ocupate de alți furnizori de servicii medicale. Aceste clădiri sunt vechi, ar trebui să suporte o reabilitare, o reparație capitală, o izolație termică, astfel încât cheltuielile cabinetelor să fie mai mici. Acest lucru un cabinet individual nu-l poate face, nu poate susține financiar. Există programe europene de finanțare cu fonduri nerambursabile, dar pentru acest lucru medicii nu se pricep nici la întocmirea documentației, nici nu au timpul necesar pentru a face toate demersurile necesare. Astfel încât primăria poate să ajute în întocmirea acestor documentații pentru a accede la aceste fonduri. Astfel încât să nu mai apară clădiri, cum este clădirea din centrul de aici, care arată cum arată. Da. Dacă îmi dai voie, te rog, sunt doctorița Barcu Violeta, deci lucrez din 93, mai precis, la fosta policlinică cuplată, cabinetul. Într-adevăr, clădirea arată jalnic. Acolo funcționăm 10 medici de familie, dintre care o parte au cumpărat deja sau au făcut demersurile, n-au achitat în totalitate costurile. Iar o parte suntem pe concesiune. Noi am vrut, acum 2 ani și jumătate, să facem o reparație capitală acolo. Să funcționăm pe 3 nivele, nivelul 1 și 2 medici de familie, la parter și demisol Policlinica Medirom, laborator și cabinete de specialitate. Deci, la vremea respectivă, nu ne-am înțeles cu administratorul asupra cotei părți cu care să vină fiecare. Într-adevăr, clădirea, infiltrația s-a ajuns până la etajul 1. Degeaba se face și igienizare și... În interior îți face fiecare medic pe spațiu, dar... La prima ploaie sau zăpadă, deci reapare infiltrația. Deci acolo trebuiește refăcut acoperișul. Este cea mai mare problemă. Să zicem că pe interior, pe casa scărilor... Și acolo trebuie. Da, într-adevăr, dar funcționăm mulți. Deci suntem 10 medici de familie acolo. Și proprietatea este împărțită, să înțeleg. Da, dintre dumneavoastră care sunteți proprietari, o parte pe... Da, clădire și mare parte din clădire, proprietatea este Medirom. Nu, sau cine are subsolul și demisol și parterul. Da, vedeți dumneavoastră cu finanțările europene, trebuie să existe acordul unanim al tuturor proprietarilor pentru a realiza astfel de proiecte. Sigur că la nivelul unității noastre de implementare a proiectelor noi putem să vă acordăm sprijin și consiliere, dar primul pas este la dumneavoastră pentru a obține acordul tuturor proprietarilor și asumarea cotelor de cofinanțare pentru realizarea acestei investiții. Acoperișul reprezintă o cotă parte indiviză, care e o coproprietate comună tuturor celor din acea clădire. Și de aceea, din păcate, primăria nu poate interveni pe bunurile proprietate privată. Însă, în momentul în care găsiți deschidere și găsiți un acord unanim la nivelul tuturor proprietarilor, fără nicio problemă putem să găsim o soluție astfel încât un coleg de la Unitatea de Implementare a Proiectelor să vă sprijine în redactarea unui astfel de proiect. Da, mulțumesc la această întrebare. Și ar mai fi o întrebare. Ceilalți care nu au cumpărat și care ar avea intenția să cumpere, mi se pare un preț mult prea mare, în jur de 330-350 de euro metru pătrat, la o clădire foarte veche. Poate ar trebui rediscutat prețul. Bănuiesc eu hotărâri din Consiliul Local care stabilește. Am înțeles. Mă scuzați, colegii, mă scuzați, domn primar, colorată presă, și eu sunt în aceeași situație, da. Sunt locul pisică, da? Oficiez de vreo 35 de ani în orașul ăsta și ușa am văzut multe. Nu știm pe ce criterii s-a stabilit acum câțiva ani prețul de 350 de euro metru pătrat. Da? Nu s-a făcut o cadastrare precisă, o evaluare precisă. Știu cine a fost evaluatorul. Cineva a zis ce mai contează 3-4 metri pătrați, plus o doamnă de primărie. Da? Nu vă dau numele. Nu știu dacă dumneavoastră sunt la curent, într-adevăr, mi s-a cerut 350. În București e un penthouse cu 350, 50 și bucătărie și frigider sau ce sunt. Da. Dar 350 pe o clădire care e de 100 de ani construită și cade pe noi la primul cutremur și ne-am îngrijit de ea. Vă dau exemplul meu. Am adus o firmă, îi dau numele directorului, inginerului, cum se cheamă, Robu, din Săboani, mi-a luat 7000 de roni. Mi-a făcut acoperiș și eu nu m-am suit acoperit să văd ce face și după un an plouă și acum capul meu. 7000 de roni am chitat. Pe bucățica ta. Pe bucățica mea. Pe bucățica mea. Și acum plouă. Și atunci ce facem? Cum facem, domn primar? Sau ce mai putem face? E strigătorul acel. Noi vedem 600 de oameni pe lună. Toți colegii noștri văd 600. E orașul așa, sunt abonați, sunt bătrâni, sunt bolnavi, vin non-stop, se demonstrează cu acte, cum spunea doctorul Bica. La ce suntem buni sau de ce nu mai suntem buni? Bașca, chirie, impozit pe chirie, impozit pe pământul de sub clădire, le știți foarte bine. Unde spune că eu chiriaș trebuie să-mi fac acoperișul? Am fete în chirie și nu face chiriașul, nu. Păi cum dacă... Așa mi-a spus vechiul primar, sincer. Nu avem bani. M-am adresat, am trimis poze, am trimis documente. E altceva. E altceva. Bine, a ajuns deputat și nu mai face. Nu, e nici așa. Nu e asta discuția. Este, că nu ne ajutați cu niciun fel. Eu nu știu dacă colegii s-au grăbit să cumpere. Odată ce v-am invitat aici, un prim pas eu zic că l-am făcut. Ne-am întâlnit aici. Dar suntem puțini, doamna doctor, cu o floare nu facem primăvară. Dar așteptăm să vedem... Nu este de vină primăria pentru că n-au răspuns colegii... Nu neapărat, dar primăria când le-am cerut să ne ajute și nu ne-au ajutat, a spus sec, nu avem bani. Așa a fost la momentul... Bine, să nu credeți că acum, într-un an, vom rezolva toate problemele din orașul ăsta. Eu nu mai cred nimic. Dar e important că ne-am întâlnit, e important că am luat cunoștință despre aceste probleme și, sigur, să măsura posibilităților, să le prioritizăm, să le rezolvăm. Nu știu, dar dacă nici nu ne întâlneam, eu cred că era mult mai rău. Nu știu ce rezolvăm cu întâlnirea aia, dar îmi cer scuze, vă date plec, am 4 pacienți la ușă, v-am spus sunt un medic bătrân în orașul ăsta. Și dacă vi se pare corect, această sumă de a cumpăra o clădire de 100 de ani cu 350 de euro. Asta am luat un studiu, o analizez și... Cred că, după mintea mea, nu mai prin un proces de reexpertizare, de reevaluare a clădirii. Trebuie să facem evaluare. Da, asta aș dori, dacă înțelegeți. Mulțumesc frumos și eu vă scuzați. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit și pentru toate problemele. Alte probleme mai sunt centrele de permanență. În legea de funcționare a acestora este stipulat că administrația publică locală are grijă de administrarea clădirilor și de dotarea acestor centre. Centrele sunt slab dotate, un doctor și un stetoscop. Prin dotarea acestor centre de către Consiliul Local, se va degreva și mai mult activitatea de la UPU. Romanul, din acest punct de vedere, este un municipiu favorizat. Funcționează 7 centre de permanență. Cam multe, aș zice, așa. Dar acoperă toate zonele orașului. Dar adresabilitatea nu este atât de mare pe cât s-ar dori, pentru că pacienții știu că la centrul respectiv nu găsesc nimica. Ei vin la UPU, pentru că acolo li se face o electrocardiogramă, o radiografie, li se face o set de analize, li se pun ceva perfuzii, ceva tratament. Ceva tratament este la centru de permanență, dar strict pentru o urgență. Și pacientul este îndrumat spre UPU dacă este grav sau este trimis acasă cu o rețetă. Cei mai mulți doresc să li se facă câteva analize, să li se dea tratament pentru o zi, pentru că a doua zi vin iar la alt centru sau din nou la UPU sau... Deci trebuie văzut o modalitate ca aceste centre să fie dotate așa, măcar cu minimul necesar cât este prevăzut în ordonanță, un ecograf, un defibrilator, în primul rând un mini-analizator și un electrocardiograf, cred că ar fi primul pas. Dar pentru a face să înțeleagă toată lumea, deci sunt centre de permanență care funcționează în spațiul primăriei și centre în spațiul privat. Cred că la acestea ai vrut să faci referire, nu la cele care funcționează în spațiul privat. Dar și alea în spațiu privat, nu știu dotarea dacă este asigurată de primărie sau... Iar primăria are numai cel de la Bator și pe Anton. Numai spațiile. Spațiile, da. Numai spațiile. În ordonanță spune că administrația publică locală asigură administrarea clădirii și dotarea acestui centrului. Nu dotarea. Aparatură de administrare și materiale consumabile. Consumabile sunt folosite de către DSP-ul. Se dau 5 lei. Pe baza solicitării primăriei, DSP-ul nu se decontează la medicul care are contract pentru centrul de permanență 5 lei pe oră pentru medicația pe care și materialele sanitare necesare centrului de permanență. Deci fiecare medic care se prezintă la centrul de permanență și face dardă, vine cu sacoșa, cu materiale sanitare, fiecare are atâtea medicamente. Deci așa este. Este plătit medicul pe oră, cadrul mediu pe oră și medicația. Da, de către Direcția de Sănătate Publică. Da. Da, prin intermediul Casei de Sănătate. Da. Da, să zic. Și dotarea tot de acolo, cu aparatură. Pe urmă, centrul de permanență de pe Bogdan Dragoș și cel de pe Anton Pan, curticelele alea din jur sunt... arată ca la război. Ar trebui făcut puțină curățenie în jur, cei de la spații. Vara sunt numai boscheți în jur, nimeni nu taie iarba. Măcar atât. Spații sociale. Nu, sunt... Cabinetele de la poliție sunt cumpărate, dar numai jumătate de clădire este cabinete și jumătate e poliția locală, am înțeles. Dar e fost 3-5 era de jos. Acolo e centrul de permanență. Centrul de permanență este la Bator. Și acolo clădirea tot așa, o parte cumpărată, o parte nu. Și clădirea aceea tot așa are probleme pentru a trebui reparații capitale. La fel același lucru și la clădirea de pe Anton Pan. Acolo mai are și de colega care funcționează pe Anton Pan, că tu știi cel mai bine situația. Da. Probleme și la... reparația clădirii, care este absolut necesară. Dar la fel sunt mai mulți proprietari. Sunt, dar acoperișul e o problemă foarte serioasă. Plus dotări pentru igienizare, pentru... Deci... Se facă, dar trebuie să-ți plătești tu, femeie, tu îți aduci materiale de curățenie, absolut tot. Deci e o lucrare care până la urmă se ridică la niște costuri mult prea mari. Și ar mai trebui, zic eu acum, fiind cu cluburile extintoare pentru centralele termice. Senzor extintoare și, pardon, senzor de gaz și extintoare, că ne poate ridica ISU autorizația. Ok. Mai sunt? La nivelul municipiului Roman am înțeles că sunt mediatori sanitari pentru zonele unde sunt copii și populații române. Avem medici în acea zonă, medici de familie, care întâmpină greutăți cu vaccinarea copiilor acestora și ar trebui să existe o legătură mai strânsă între mediatorii sanitari și medicii de familie care sunt în zonă și care au copii, pentru că foarte greu reușesc să vaccineze acești copii. Pe urmă, în momentul în care guvernanții reușesc și văd că nu au un medic de o anumită specialitate, au un prost obicei și spun vor face medicii de familie. Medicina școlară este foarte deficitară. Nu știu în municipiul Roman câți medici de familie sunt, dar medici școlari sunt. Dar la începutul școlii este un ordin de un an de zile, fiecare elev trebuie să prezinte o adeverință că este capabil să înceapă școala. Având în vedere că se făcea aglomerație în luna septembrie și cabinetele medicilor de familie, care nu sunt medici școlari, au fost obligate să dea acele adeverințe. Și s-a încheiat un protocol între Casa Națională, Ministerul Învățământului și Societatea Națională de Medicină de Familie, ca aceste controale să se facă cu ocazia examenelor de bilanț în luna în care este născut elevul respectiv. Și acea adeverință să se înmâneze elevului și să o ducă în septembrie la școală. Acest lucru, dacă se face în luna în care este născut elevul, este gratis. Dacă se aglomerează și vine în septembrie, atunci acel examen se face contra cost. Rugămintea noastră este ca să mai aduceți aminte la directorii de școli, să amintească elevilor să vină la acel examen de bilanț în luna în care sunt născuți. Pentru că noi tot anunțăm, acest examen de bilanț se face de ani buni de zile în luna în care este născut. Face parte din programul de prevenție. Foarte greu reușim să convingem atât copiii cât și adulții că e mult mai ușor de prevenit apariția diverselor boli decât de tratat aceste boli. Dacă mă vreau eu să vă întreb altceva. Da. Dacă un copil e născut în ianuarie, da, poate să ducă adeverința în septembrie? Deci, conform protocolului încheiat, poate. Da, am înțeles și apare acolo. Și apare acolo. Pentru că aviz epidemiologic se eliberează tuturor copiilor care sunt bolnavi de diverse boli în momentul în care îi se dă scutirea pentru perioada cât a fost izolat la domiciliu. În mod normal, în legea de funcționare a cabinetelor școlare scrie undeva că în cazul în care lipsesc medici școlari, autoritățile publice locale pot încheia contracte de prestări servicii cu medicii de familie din zonă. Este adevărat, nici o administrație publică locală nu accesează acest lucru, pentru că fondurile nu sunt de la primărie, sunt fonduri de la Ministerul Sănătății, dar trebuie făcute demersurile astfel încât acești bani vin pe un circuit foarte stufos. Ministerul Sănătății, DSP, primărie, medic. Pentru că am avut colegi care primăria locală, undeva la rural, a încheiat un contract cu medicul de familie respectiv, iar când a venit Curtea de Conturi a spus că nu trebuia să-i plătească medicului din fondurile primăriei, ci trebuia să acceseze acele fonduri ale Ministerului Sănătății. Și atunci a fost sancționat și primarul și medicul. Da, e o idee bună pentru medicii școlari. Da. Vreau și eu să vă întreb ceva. Numele meu este Petronela Cotăranu și am un spațiu în Policlinica Roman, unde funcționez ca medic de familie. Spațiul mi-a fost dat concesiune acum 6 ani de zile. Concesiunea este pe 10 ani. Eu anul trecut am făcut o cerere și o adresă către primăria Roman, solicitând cumpărarea acelui spațiu. Mi s-a răspuns că deocamdată spațiile din Policlinica nu sunt de vânzare. M-a rămas în discuție, în schimb, această problemă și aș vrea să știu dacă considerați că va exista o soluție în 2017? Da, ca idee, noi ne-am propus cu acel spațiu din Policlinică să facem o reabilitare a acelui imobil. Însă, din păcate, faptul că sunt mai mulți proprietari ne îngreunează această inițiativă a noastră. Nu am abandonat în totalitate ideea și dorim să lucrăm și în acest an la un proiect pentru reabilitarea acestei clădiri. Faptul că dumneavoastră aveți un contract pe 10 ani, pot să vă spun că va mai exista o prelungire automată cu încă jumătate din perioada pentru care s-a încheiat într-o primă etapă. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de posibilitatea achiziționării acestui spațiu, acest lucru revine în sarcina Consiliului Local, care stabilește dacă se vor vinde aceste spații și valorile la care se vor vinde. Voi discuta cu colegii din primărie, dar în același timp trebuie să discutăm și cu cei de la Spitalul Municipal de Urgență. Un aviz prealabil trebuie să-l dea și ei. Și în măsura în care vom avea un răspuns favorabil, vă vom informa. Dar acum, ca și acum, vorbim de luna ianuarie, vă spun că nu există o astfel de intenție în acest moment. Noi, medicii din Policlinica Romană, am avut anul trecut o întâlnire cu domnul primar, apropo de reabilitarea exterioară și a spațiilor comune interioare și cam toată lumea a fost de acord să participe ca și cotă parte la această reabilitare, pentru că în interiorul clădirii, fiecare în cabinetul lui a investit. Știți că, da, e proprietatea sau nu acel spațiu. Mă gândeam că ați putea continua această... Deci, oricum vom merge pe aceeași idee. Sigur că fiecare proprietar trebuie să contribuie cu cota parte la acest proiect și de aceea nu este încă luată o decizie vis-a-vis de vânzarea acestor spații. Dar nu e că nu ne putem gândi la așa ceva. Deci, vă spuneam, mă voi consulta cu colegii din primărie și, cel mai important, și cu colegii din spital. Și ulterior, dacă vom ajunge la o soluție care să vină în sprijinul dumneavoastră, să satisfacă nevoile dumneavoastră, cu siguranță vom Eu mai am un spațiu în care, în zona Bălcescu, de fapt chiar cu Bălcescu la școală, un spațiu în care eu am cabinetul cu chirie de data aceasta. Acel spațiu chiar ar necesita o reabilitare. Am înțeles că ține totuși de dumneavoastră. Eu am făcut la un moment dat o sesizare și o rugăminte în același timp, pentru că clădirea ține de școală, este foarte înaltă, adică iar pereții aceia, deja datorită trepidațiilor, că strada centrală e aproape, încep să cadă bucăți de pereți. Că spațiul acela arată cam așa de ceva timp. Știu, da. Bine, atunci, eu vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns favorabil invitației mele. Trebuie, într-adevăr, să dăm o utilitate mai mare centrelor de permanență. Și chiar aș vedea utilă, cred eu, la un moment dat, în măsura timpului și a dumneavoastră și a medicilor specialiști de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, o întrevedere comună. Pentru că sunt convins că în urma unui dialog putem rezolva o parte din problemele care apar în această relație medic de familie Spitalul Municipal de Urgență Roman. Mă scuzați un pic, sunt și medic coordonator într-un asemenea centru. Deși în norme și în lege nu se stipulează că în aceste centre se fac gratuit tratamente inițiate de un alt medic decât medicul din centru care asigură urgența în garda respectivă, au luat amploare foarte mare, de fapt, aceste tratamente și aceste centre de permanență în mod secundar asigură aceste consultații în urgență și mai mult fac tratamente pacienții, neînțelegând că, de fapt, centrul nu a fost deschis pentru acest lucru. Exact. Da? De aici cred eu că trebuie să facem o campanie comună de informare. Iar în UU, din păcate, eu nu am văzut nici măcar o listă afișată undeva cu centrele de permanență care sunt în Roman, da? Adrese, numere de telefoane, deci nu există așa ceva. Sunt pacienți care ajung în UPU și, din păcate, nu știu că se pot adresa unui centru de permanență mai întâi. Așa e. Și de-aia scandalul care a fost și așa mai departe. E în regulă și foarte bună propunerea dumneavoastră. Da, de asta zic că... Medierea doar negativă, din ce am observat. Acum, noi trebuie, din toate aceste dezbateri, să ieșim cu niște soluții și să creăm o serie de programe de informare pentru cetățeni, astfel încât să știe că pot apela cu încredere și la aceste centre de permanență. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă doresc un weekend frumos. Mulțumesc pentru toate sesizările pe care le-ați adresat și sperăm ca să le rezolvăm tot mai multe. Mulțumim pentru deschidere și sperăm ca din întrebările pe care le-am adresat să avem și răspunsuri pozitive. O parte dintre ele să și găsească o realizare imediată. Și chiar am cules o serie de idei foarte bune de la dumneavoastră și pentru care vom începe să le implementăm chiar de săptămâna. Aș mai avea o întrebare. Cum putem face să ajutăm și pacienții terminali? Cu câțiva ani, în fiecare an, se face câte o chestie doar la sfârșit de an, că dă bine, înființarea acelei secții din îngrijiri paliative. Știu că nu este problema dumneavoastră. E și problema noastră, că nu trăim până la urmă toți aici. Autorizarea, obținerea de autorizații la minister, e treaba spitalului. Asta știu, da. Spitalul, până la urmă, din punct de vedere administrativ, se află tot în subordinea primăriei, deci trebuie să ne implicăm și aici. Mai așteptau un ultim răspuns pentru obținerea acestui aviz de înființarea secției de îngrijiri paliative. Însă, din discuțiile care le-am avut cu reprezentanții spitalului, a reieșit faptul că doar acest număr de 10 paturi care vor fi alocate este clar insuficient pentru nevoile existente la nivelul municipiului Roman. Și de aceea, în acest moment, am luat în calcul identificarea unei soluții noi, eventual chiar și într-o discuție cu Arhiepiscopia Românului și Bacăului, prin reabilitarea spitalului vechi. Acolo însă a existat o problemă, pentru că proiectul chiar așa era gândit ca și un centru de paliație. Problema însă cea mai mare a fost la nivelul Ministerului Dezvoltării, Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății. Au existat sumele de bani alocate, însă Ministerul Sănătății cerea lifturi. Ministerul Dezvoltării, singura soluție pentru lifturi, singura propunere era pe exterior. Ministerul Culturii nu accepta pe exterior, că e clădire monument istoric. Și de acolo, de vreo 2 ani, există acest blocaj. Nu reușim să deblocăm această situație, să găsim o soluție de compromis, astfel încât acel proiect să meargă mai departe. Dar am avut săptămâna trecută o întâlnire cu un alt preasfințit, Ioan Băcrăvanu, și ne-am propus ca împreună să încercăm să deblocăm această situație și, sigur, vom rezolva și o problemă arhitecturală în zonă, pentru că acea clădire nu mai arată deloc așa cum ar trebui să arate, ca o bijuterie, însă, în același timp, să rezolvăm și o problemă socială, așa cum este înființarea unui centru de paliație. Ar trebui înființat un spital de boli cronice, în care pacientul vine și stă nu numai 3 zile cât stă la un spital de urgență, stă mai mult. Un centru de paliație în care s-ar măcar 50-60 de paturi. Așa este. Într-adevăr, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii, necesitatea cam aici era în jur de 50 de... Un centru de paliație, un spital de paliație și un spital de boli cronice. Singurul spital din țară de îngrijiri paliative de 50 de paturi este... Nu. La Pașcani, care funcționează de câțiva zeci de ani. În restul, toate secțiile și toate care sunt sponsorizate de stat, au cel mult o normă de medic. Asta înseamnă 12, maxim 14, 4. Deja dacă discutăm de 50, 30, 40 de 4, toate sunt private. Da, păi, aici proiectul cam asta era. Un parteneriat între Consiliul Local și o entitate privată. Nu, aici era chiar o investiție privată, fiind vorba de această fundație pe care o au ei, prin intermediul acestei fundații urma să realizeze și era o investiție privată. Da. Nevoile sunt, populația îmbătrânește pe zi ce trece și... Și e din ce în ce mai mult bolnavă, din păcate. Da, și pe acești bătrâni nu are cine să îi îngrijească. Cei tineri se duc la muncă și se duc la muncă nu în oraș, se duc în celălalt capăt de lume și atunci e mult mai ușor să lași un bătrân într-un centru din acesta decât să-l lași de izbeliște cum era... Așa este. Deci nici într-un centru nu puteți să-l lăsați și nu faceți confuzia cu un centru de îngrijiri de boli cronice. Da, pentru că am zis și boli cronice și paliații. Da, aia sponsorizată de casă. Casa plătește doar 19,3 zile. Omul crede că dacă ajunge acolo, stă forever. Ceea ce apar alte probleme și de aici. Adică ei trebuie să înțeleagă că acolo, efectiv, e o chestie de... E plată parțială. Exact. De a respira aparținătorii, cumva, și el de a fi îngrijit. După care trebuie să meargă înapoi în familie și... Acolo să-și primească tratamentul. Exact.